Bună ziua tuturor spectatorilor și telespectatorilor! Bine ați venit în cadrul emisiunii Viața merge înainte la Centrul Cultural Pitești. Dragi copii, nici nu știu câți ani aveți, 4-5 anișori, dragi adolescenți și adolescente, dragi profesori, dragă doamnă dirigintă, dragi ingineri, mulțumim, doamna directoare. Invitata din cadrul emisiunii este o domnișoară, profesoară, strălucitoare, pe care o vedeți în partea dreaptă a mea, partea dumneavoastră stângă, adică este în toate părțile, Mihaela Vârloveanu. Bine ai venit, Mihaela! Mulțumesc, bine v-am găsit! Ne-am cunoscut de curând, de cerca... În urmă cu o săptămână. Cu o săptămână. Ne-am plăcut și am hotărât să lansăm o carte și pentru dumneavoastră, pentru că ea a fost lansată de mult timp în astral. Ceea ce Mihaela ne va prezenta în această carte va fi pentru noi cei pământeni în carne și oase un bun exemplu pentru o conduită corectă, deosebită, pentru că avem lângă noi un suflet aparte. Și ca să nu mai pierdem timpul, aș vrea ca aceste cuvinte să curgă continuu. Vă voi spune că această carte se numește Gălbenel și lumea străvezie. Coperțile cărții arată în acest fel. Partea din față și partea din spate. Coperțile sunt picturile acestei minunate doamne. Dar mai întâi, o scurtă prezentare. Mihaela Vârloveanu este absolventă a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, specializare administrație publică din cadrul Universității Pitești. Profesoară de economie politică, de economie și cultură civică, Mihaela Vârloveanu este creatoarea care ne va încânta cu o poveste deosebită. Cartea pe care o lansează este scrisă în anul 2019 și promite să fie continuată cu povești pentru toți cei care se simt copii în suflet. Autoarea este și pictoriță, absolventă a Școlii Populare de Artă Pitești și a avut expoziții la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu și în cadrul Centrului Cultural Pitești. Veți observa picturi în stilul impresionist și abstract în cartea pe care o lansează, deosebit de atrăgătoare. Deci ați înțeles, dragi copii și adolescenți și profesori și maturi, că aceste picturi sunt creația doamnei profesoare. Și în interior vi le voi arăta. Vi le arăt pe rând pe toate. Lucrarea artistică a fost scrisă din dorința de a da viață personajelor care apăruseră mai întâi pe pânză. Da, respectiv cele trei persoane. La microfon, mulțumim. Inițial a apărut pictura și tot privind-o mă gândeam că arată ca niște personaje dintr-un desen animat sau dintr-o poveste. Mai aproape de pictură și cu fața spre public, ca să cuprindem și pictura și pictorița și autoarea. Da, ulterior am hotărât să le pun nume și în câteva zile am creionat deja povestea în minte pentru ca mai apoi să o scriu pe 9, deci pe 6 august a apărut lucrarea, pe 9 august am scris povestea. Cu fața la public, așa, să încadrăm și pictura. Uitați-vă ce personaje haioase! Și veți înțelege după ce veți citi cartea. Deci întâi a apărut acest personaj, care se numește? Gălbenel, sunt trei frați, Gălbenel cel mic și Gălbenica. Pentru că au în compoziție foarte mult galben. Pentru că au foarte mult galben, da. Dar e o diferență de vârstă între ei.
destul de mică. Nu m-am gândit chiar să îi... Ia loc, Mihaela, să delimitez vârstele. Observați ceva în pictură și în figura acestei doamne profesoare, o asemănare? Da, eu am observat asta. Da? În care? Picturile sunt transfigurări ale acestei ființe în carne și oase, care trăiește, da, variantă masculină-feminină, feminină-masculină. Deci, cum spuneam, întâmplarea aceasta ireală are loc la nivel eteric, este scrisă cu mare bucurie și este dedicată tuturor celor care iubesc viața și caută modele pentru a defini prietenia, socializarea, având conștiința în ascensiune. Plantele și insectele care trăiesc alături de noi au viața lor foarte bine organizată. Vezi, citi cartea. Ca și viața unui om, cu clipe de naștere, adică prinderea într-o lume pământească, cu ore, zile sau luni în care ele trebuie să crească, cu perioade de coacere, maturitate și cu dispariția lor, trebuie să le crească dințișorii, trebuie să le crească părul, să le crească mintea. Plantele și insectele par să aibă o conștiință și o responsabilitate mai mare decât oamenii, chiar dacă nu au creier, spunem noi. Inteligența cu care au fost create plantele și insectele este prezentată în superba carte, care poate fi scrisă pentru copii, dar care oferă lecții practice și pentru noi, adulții, pentru oricare dintre noi. Scurta povestire ne introduce în lumea imaginată de doamna profesoară Mihaela Vârloveanu. Extensiile divinității sunt peste tot, atât la interiorul nostru, cât și la exterior. Și dacă am fost crescuți din iubire, pentru a crește doar în iubire, iată că există oameni care pictează sugestiv despre lumile nevăzute și scriu despre lumile mai puțin înțelese. Personal, cred în... astfel de întâmplări, mai ales când învățătorii, profesorii, scriitorii, pictorii, muzicienii, sculptorii și alți creatori nenumiți acum ne introduc în lumea aleasă de sufletele noastre pentru a evolua continuu. Cred că există dialog între oameni și plante, între oameni și insecte, între oameni și animale, copaci. Și voi credeți, da? Da? Vorbiți cu plantele, cu animalele? Da, vorbiți, mulțumesc. Cred că întreaga natură ne-a fost dată ca să nu ne plictisim, ca să visăm cu ochii deschiși spre ceea ce este frumos, spre ceea ce ne aduce fericire, ne face să zâmbim sau să râdem. Veți fi curios să vedeți ce fapte bune pot să facă personajele din carte. Apoi, veți aștepta ca doamna profesoară să continue această povestire, aceste dialoguri, aceste întâmplări. Ceea ce ne atrage în această viață și ne face să fim mulțumiți, să ne jucăm liniștiți, face parte din lumea născută de un creator blând, bun și în pace interioară. Doamna profesoară Mihaela Vârloveanu educă într-un mod delicat și pe cei mari, care au uitat să mai facă fapte bune, dar și pe cei care nu au încă conceptul de model uman cu minte sănătoasă, într-un corp sănătos. Deci, ne naștem și mai facem noi câte o prostioară și mai suntem lăsați așa să mai gândim cum și să credem că tot ce zboară se mănâncă, dar avem nevoie de modele, de cărți, de profesori, de educatori care să ne sprijine și să ne conducă pe drumul de lumină, de iubire și de pace interioară spre transformarea acestor, spre transformarea noastră a tuturor, că de fapt suntem unul, nu numai a unora. Ne ajutăm unii pe alții. Metaforele vieții sunt simple,
iar imaginația deosebită în sensul pozitiv, poate să fie și în alt sens, transformă o lume aflată în derivă, în lumea luminii, dincolo de ceea ce se vede. Cu cât urci mai mult vibrațional, cu atât descoperi o lume mai deschisă, mai largă și mai uimitoare decât era în viziunea celui care privește doar ceea ce este pe sol. Bineînțeles că atunci când te afli la înălțime, vezi totul, iar dacă ești jos, nu ai cum să vezi atât de bine ceea ce este sus. Vă invităm să intrați în portalul ființelor magice ale creației Mihaelei Vârloveanu și să participați cu bucuria voastră la construirea lumii noi. Și ca să nu mai lungim, Mihaela, ai ceva de spus despre povestirea ta? Nu vreau ca să... Aș vrea să citesc un paragraf. Ai vrea să citești. Deci, Gălbenel, Gălbenica și Gălbenel, cel mic, vor povesti prin vocea doamnei Mihaela Vârloveanu. Te ascultăm. Dar cum se poate deschide această poartă? Și unde duce ea? Oare noi putem să călătorim prin aceasta și ajunge la lumea străvezie? Floarea soarelui zâmbi și le mărturisi că nu știa cu certitudine, dar își dorise tot timpul să fie așa. Se spune că atunci când plouă, dacă ești curajos, poți urca în vârful celui mai înalt copac și dacă frunzele simt că tu își dorești cu adevărat acest lucru, atunci te vor ajuta și ele. Se spune că în lumea străvezie sunt numai flori de toate culorile și formele, iar apele limpezi, precum cristalul, murmură într-un vuiet sublim. Armonia este pretutindeni și nimeni nu are intenția de a supăra pe cineva. Minunat! Pentru că atunci când ne supărăm, facem riduri, ne doare stomacul, avem probleme, dragi copii, și atunci de ce să ne supărăm? Când putem să fim bucuroși tot timpul ca să avem timp de joacă. În spatele nostru mai sunt două tablouri pictate de Mihaela. Sunt personajele. Este Trandafirica, este personajul principal din lumea străvezie, iar acolo este Greieraș. El este tot din lumea pământească, dar ajunge și el în vizită alături de cei trei frați în lumea străvezie. Se împrietenesc și au o aventură foarte interesantă. Chiar dacă nu sunt toți prieteni, vor deveni prieteni. Este atât de palpitantă povestea, atât de ușoară, de ușor de citit pentru părinți, pentru cei mici, de ușor de înțeles pentru adolescenți, pentru că atunci când ești în creștere, simți nevoia de a asculta doar despre frumos, pentru că îți dorești să strălucești și de către noi cei maturi care ne amintim sau ne reamintim să redevenim și că putem redeveni copii. Doar de noi depinde totul. Culorile pe care le prezintă și personajele care dau viață și poveștii tale, Mihaela, sunt vii. Așa cum am observat că ești și tu, ești o persoană și o personalitate vie. Nu știu cât de ușor de acceptată de ceilalți, puțin mai delicat acest aspect, pentru că atunci când ești vizionar sau atunci când ai niște calități, poți să pătrunzi mai greu în lumea grosieră. Tu ești deasupra celorlalți, iar ceilalți care nu înțeleg își dilată pupilele, dar vor înțelege pas cu pas și cu ajutorul nostru. Întotdeauna au existat educatori, învățători, profesori. Vom reveni și la acest capitol. În sală o avem și pe doamna profesoară Adriana Firică, pe care o invit
alături de noi, pentru că are o recenzie a cărții Mihaelei. Luați loc, doamna profesoară, și acum suntem trei personaje. Bine, colorate, divers. Mulțumesc frumos! Asemenea frățiorilor din poveste. Da. Am deosebita plăcere să participla lansarea acestui volum. Mulțumesc. Îmi face deosebită plăcere să vorbesc despre câteva rânduri din carte. Pe doamna profesoară o cunosc în special prin intermediul fiului meu, al cărui îndrăgit dascăl a fost mulți ani de-a rândul la Liceul Tehnologic Topoloveni. Iar volumul pe care îl vedeți transmite în primul rând căldura sufletească nemărginită a doamnei profesoare, a autoarei, dragostea profundă pentru lumea pură a copiilor, a copilăriei, dragoste care țâșnea ireversibil la fiecare întâlnire pe care o avea cu elevii. Sala de clasă devenea un loc magic, asemenea lumii din lumea străvezie. Vă spun lucrul acesta cu cea mai mare sinceritate și provine din vorbele fiului meu. Aplecarea către lumea magică a ludicului se făcea simțită în toate orele de curs, un cadru formal pe care doamna profesoară, cu tact și dăruire, reușea cu succes să-l metamorfozeze într-o lume magică, liniștită, atractivă, în care formalul și instituționalul erau anihilate de pacea și înțelegerea și liniștea sufletească și împlinirea ce curgeau din spiritul superior, exact cum spuneați, al doamnei profesoare. Astfel, în contextul amintit, am observat cu ușurință faptul că opera Gălbenel și lumea străvezie are puternice valențe educative, atât pentru cei mici, cât și pentru noi, cei mari. Cu toate acestea, cartea le este adresată în mod direct copiilor, prin motoul sugestiv cu care se deschide opera. Autoarea spune: cu dragoste pentru toți copiii, și cu un semnul exclamării. Prin dedicația sinceră, scriitoarea reușește să accentueze încă de la început sentimentul înălțător care a stat la baza procesului creativ, acela fiind dragostea nemărginită pentru copii. Din punct de vedere didactic, dacă privim pe această cale opera, dedicația de la incipit deține o profundă simbolistică, ajutând la stabilirea unei relații corecte între autoare și cititori. Primul pas către lumea aceasta a cititorilor este inițiat de doamna profesoară cu o debordantă sinceritate. Dumnea ei își devoalează cu modestie dorința de a atinge coarda sensibilă a sufletelor nevinovate. Fie că sunt copii, fie că suntem noi adulții. Și într-adevăr, cel care nu iubește copiii, care nu are deschiderea de a se apleca fără rețineri asupra lumii neîntinate a copilăriei, nu poate avea pretenția de a fi creat ceva durabil, mai ales gustat cu plăcere de către copii. Autoarea se abandonează pe sine, renunță la mândrie, la orgoliu, uită de diferența de vârstă, de pregătire, de statut social și profesional și deschide ușa larg inocentei lumii a copilăriei, fără a face imprudența nici celei mai mici forme de discriminare. Spune dumnea ei, pentru toți copiii. Luăm în vedere adjectivul pronominal nehotărât din dedicații. De asemenea, tema operei este mereu actuală. Se referă la naivitate, copilărie, curiozitate,
neastâmpărul vârstei fragede, dar și prietenie și acceptare. Doamna Mihaela Vârloveanu apelează în crearea poveștii la alegorie ca procedeu literar și utilizează personificarea drept figura de stil centrală în conturarea personajelor. Îi avem în vedere pe Gălbenel și frățiorii. Neastâmpăratul Greieraș, prințesa Trandafirica, dar și regele Trandafir sau mătușa Floarea Soarelui. Toate sunt înzestrate cu trăsături umane, chiar dacă fac parte din lumea florei și a faunei. Asemenea personajelor lui Gârlean, din lumea celor care nu cuvântă. Din punct de vedere lexico-semantic, sunt sugestive numele personajelor. Eu am fost atrasă de acestea. Numele sunt alintate prin folosirea derivării cu ajutorul sufixelor diminutivale. Avem personaje, acum de vă ales puțin, înainte de a citi micii lectori cartea, avem Greieraș, Gălbenel, Trandafirică, toate subliniază atașamentul, afecțiunea și apropierea sufletească față de lumea ființelor mici, gingașe, păstrătoare încă a bunătății, a naivității și a generozității necondiționate. E vorba de aceleași sentimente mixate de o iubire sinceră de care doamna Vârloveanu vorbește încă de la început, prin dedicația directă. Pot spune că procedeul diminutivării este atent utilizat de autoare aici, individualizând inocența micilor personaje care visează cu ochii deschiși să poată vizita magica lume străvezii. Sentimentul de dragoste infinită pe care și-l asumă cu modestie autoarea este prezentă în creionarea fiecărui personaj. Diminutivul se dovedește a fi aici atât mijloc de caracterizare indirectă, cât și un element strategic ce poziționează clar autoarea în conexiune directă și puternică cu personajele sale. Singura cale prin care personajele pot face cunoștință cu lumea străvezii este copacul, dar cu anumite condiționări precise, pe care doamna profesoară le-a citit. Să-ți dorești cu adevărat acest lucru, e prima condiție, a doua să fii curajos și a treia condiție să plouă. Apare simbolul apei, sursa vieții apa, elementul primordial al existenței ființelor vii și de asemenea apare copacul, ca simbol al ascensiunii, cum ziceați dumneavoastră mai devreme, al înălțării spirituale. Este liantul dintre lumea terestră, lumea reală, a noastră, a celor neinițiați, și planul cosmic, lumea magică, lumea străvezie, cea fantastică și mirifică, încântătoare prin sinfonia de sunete și culori din care este creionată. Imaginile vizuale sunt țesute minuțios împreună cu cele auditive și olfactive, schițând lumea străvezie ca un spațiu ocrotitor, de o liniște divină, amintind de paradisul pierdut, pe care îl căutăm neîncetat cu toții. Cerul este violet, sorii sunt portocalii, apele sunt străvezii, apele sunt limpezi precum cristalul, armonia este pretutindeni și nimeni nu are intenția de a supăra pe cineva. E fraza care mi-a plăcut cel mai mult și am ținut să... Exact pe asta am și citit. Exact. Vă mulțumesc frumos. Sunt sigură că doamna profesoară, autoarea, a atins cele mai înalte valențe prin această carte. Mi-a făcut o mare plăcere să o citesc împreună cu fiul meu, am discutat-o, numai că el este mai emotiv și nu... Dar am comentat-o, să știți. Pentru aprecieri din suflet și văd că suntem pe aceeași lungime de undă la... Da, da. Și la aspectul ăsta. Da, am punctat aceleași lucruri. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, doamnei profesoare! Mulțumim fiului dumneaei, mulțumim coeziunii între
cei mici, cei mari, care înțeleg, se înțeleg și merg în această viață prin arborii care sunt în interiorul fiecăruia dintre noi, fie că sunt arbori genealogici, fie că sunt... Dar să nu intrăm în prea multe amănunte ezoterice. Noi suntem și toate sunt în noi și noi suntem în toate. Cam asta voiam să spun pe scurt. Și de noi depinde cum îmbinăm culorile, cum îmbinăm gândurile frumoase, astfel încât să rezultăm frumoși în exterior. Deci, având această frumusețe, bunătate, bucurie în interior, grea, și vrei să vii lângă mine, iubire, ca să vedem ce părere ai tu despre insecte. Dacă nu vrei acum, data viitoare. Am promis că revin la un capitol legat de educație, de educarea noastră, începând de la educatori, învățători, profesori, pe care îi avem alături sau care suntem. Că mulți ne suntem noi, educatorii, profesorii. Da? Cum? Prin experiențele noastre de viață. Mai citind o carte de povești, mai citind un roman de alt gen, o poezie, mai ascultând, mai lovindu-ne prin căzături, lovindu-ne prin întâmplări altfel decât ni le-am dori. De asta viața merge înainte, pentru că avem astfel de profesori care spun, hai ridică-te și citește poezia și citește povestea asta și uită-te la personaje, cum erau ele la început, cum gândeau la început, Gălbenel și Trandafirica și deci cei trei frați, și cum au devenit la finalul cărții. Și capitolul acesta o include și pe doamna dirigintă care este prezentă în sală. Mulțumesc pentru și că dacă dorești să ajung. Nu, a spus. Mulțumim doamnei diriginte. Aici voiam să ajung. Care am înțeles că a mai fost prezentă la expoziția Mihaelei, da? Nu. A crescut puțin Mihaela. A crescut. Mă numesc Bondoc Aurora, sunt profesoară de matematică, sunt pensionară și Mihaela mi-a fost elevă în clasa 8-a. Ea a fost elevă până într-a 8-a soțului meu, tot la matematică. Și o știam atât de riguroasă, iubea atât de mult matematica, încât această poveste, pe care am citit-o cu multă plăcere și surprindere, e o surpriză că ea a scris așa ceva. E o vizionară, zic eu, întâlnirea între cele două lumi. Deci ca profesoară de matematică v-a plăcut această poveste? Da, foarte mult. Doamna profesoară, ce copil sunteți! Minunat! Mulțumim, doamnă! Puțin. Gălbenel? Pierduseră din vedere că i-ar fi putut urmări greierași. Și el chiar asta făcuse. Se cățărase în urma lor pas cu pas, dar pe cealaltă parte a frunzelor ca nu cumva să fie văzut. Ajunseră în vârf. Lumea părea atât de mică de acolo de sus, încât ei se simțeau ca niște uriași privind spre ea. Apoi se luară de mânuțe și cu ochii închiși își puseră dorința de a trece în lumea străvezie. Motiv pentru care nu au putut observa că și greierași era în cercul lor. Gălbenel începu să spună numărătoarea inversă. 5, 4, 3, 2, 1 și gata! Erau în lumea străvezie! Mulțumim celor care sunteți prezenți cu sufletul. Mulțumesc foarte mult. Și care ați ajuns în lumea străvezie
alături de noi. Pe care Mihaela ne-a expus-o cu toate culorile, cu toate vibrațiile cele mai înalte, cele mai pătrunzătoare ale lumii noi, în care, nu întâmplător, am intrat cu toții, depinde de noi să rămânem sănătoși la minte ca să rămânem și sănătoși la trup. Depinde de noi ca să o construim în continuare și mai străvezie, transparență care ne va ajuta să ne modificăm lanțul ADN-ului, să creștem durata vieții, adică nimic din ceea ce este poveste nu rămâne poveste, totul se transformă, iar viața merge înainte, creată de fiecare dintre noi. Creată după modelul imaginar pe care ni-l dorim. Bucurie, armonie, luminozitate, culoare, gingășie, dragoste, pace, iubire, libertate și tinerețe fără bătrânețe, așa cum vă urăm eu și Mihaela Vârloveanu. Mulțumim!